Faptul că numărul donatorilor de sânge a scăzut simțitor în ultima perioadă este cunoscut de toată lumea. Majoritatea își dă seama de gravitatea situației abia atunci când cineva apropiat are grave probleme de sănătate. Așa s-a întâmplat și în luna iunie, când numărul donatorilor a crescut, însă cu ajutorul aparținătorilor pacienților cu probleme de sănătate. Am să fac referire numai la luna iunie și pot să vă spun că am avut un număr mai mare de donatori, dar am și o explicație pentru asta. S-a întâmplat să vină mai mulți aparținători ai unor giurgiuveni internați la București. Și în felul acesta a crescut numărul de donatori. Am avut 187 față de 160 sau 140 cât am avut în lunile precedente. Dacă s-ar mobiliza și aparținătorii pacienților internați în Giurgiu, în aceeași măsură, sigur numărul de donatori ar fi mai mare. Și asta odată ne-ar asigura sângele pentru toți cei internați și am reușit să refacem și stocurile. Angajații Centrului de Transfuzii Giurgiu trag un semnal de alarmă și spun că în centrul de la Giurgiu nu mai există un stoc de sânge. În cazul în care ne-am confruntat cu o situație deosebită, nevoia de sânge nu poate fi acoperită. Pentru a îmbunătăți situația în care ne aflăm, angajații centrului organizează campanii de recoltare în județ. O astfel de campanie va avea loc pe data de 20 iulie în comuna Băneasa. Noi în fiecare lună facem câte unul sau două drumuri în județ. Luna aceasta vom merge la Băneasa pe data de 20 iulie și pe această cale îi anunțăm pe cei din Băneasa că vom fi acolo la ora 8:30 dimineața și vom sta la dispoziția lor până la prânz. Ne pot găsi la cabinetul medical al doamnei dr. Chelbegean, acolo unde de obicei ei știu pentru că au mai fost și... Data trecută au fost destui donatori la Băneasa? Nu au fost suficienți, dar noi le mulțumim și celor care au venit. Sperăm la un număr mai mare de data asta. La campania trecută derulată în comuna Băneasa, 6 femei și 3 bărbați au donat sânge. Din 2008, conform legii, bărbații pot dona sânge cel mult de 5 ori pe an, iar femeile de 4 ori. Atât donatorii cât și centrul de transfuzii și spitalele au numai de câștigat. Donatorii mai adaugă ceva modestelor venituri. Centrul colectează mai mult și implicit spitalele nu rămân fără sângele cu care se salvează vieți și fără de care intervențiile chirurgicale nu ar fi posibile.